despre România cu sinceritate. Oana Laura Gabriela este o tânără în vârstă de 23 de ani care a făcut furor pe scena de la Vocea României și a câștigat premiul Ștefan Iordache, marele premiu al celei de-a 25-a ediție a galei tânărului actor Hop. Bună! Bună, Laura! Bună, Smaranda! Îmi pare bine să te văd aici și povestește-mi un pic, cum ai început în acest domeniu artistic? Tu știu că mai mult faci actorie, dar acum ai început și cu muzica și cu cântatul. De unde a pornit pasiunea aceasta? În primul rând aș vrea să-ți mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu aici și să purtăm conversația asta. Nu știam că o să fiu actriță. Am descoperit destul de târziu în viața mea că dacă nu fac asta, nu o să reușesc să fiu împlinită și o să trăiesc cu un mare regret pentru tot restul vieții, probabil. Eu am început să fac muzică de la vârsta de 6 ani, când mama mea m-a dus la aparatul copiilor din Baia Mare. Am fost 12 ani la Palatul Copiilor din Baia Mare, unde am cântat, în general, împreună cu alți copii. Am avut șansa să învăț de la ei și cred că, fiind atât de mult înconjurată de ceilalți copii, am reușit să receptez cumva mult mai repede anumite lucruri și să învăț de la persoane de vârsta mea, cumva a fost un plus, un atu. Mi-a plăcut enorm să cânt, apoi am început să fac pian. Am făcut pian 6 ani. Și am mers la un liceu cu profil de matematică informatică, intensiv engleză. Eram convinsă că voi fi medic, apoi eram convinsă că voi fi avocat, apoi am mai fost convinsă de câteva lucruri care s-au dovedit a nu se întâmpla cele din urmă. Și la un moment dat, prin clasa 10, am intrat într-o trupă de teatru coordonată de un actor și regizor din Baia Mare, pe nume Andrei Dinu, alături de care am descoperit într-un fel că teatrul, deși este o meserie artistică și investim extrem de mult emoțional și lucrăm cu noi și cu corpul nostru emoțional, este și foarte matematic. Este într-adevăr o meserie cu o tehnică care poate să fie învățată și mi-a plăcut enorm tipul ăsta de provocare. Așa că am dat la actorie la Cluj. Am terminat actoria în 2020, în clasa domnului profesor Micloș Baci și m-am mutat repejor la București, fiindcă imediat după ce am dat examenul de licență, am luat un casting pentru o trupă de improvizație din București, numită Improfix. Am activat în această trupă timp de 2 ani de zile. După primele 2 luni de improvizație, mi-am dat seama că aș vrea să dau și la master la actorie la un ATC. Am făcut-o și pe asta și am finalizat și masteratul anul acesta. Foarte interesant asta cu totuși liceul făcut pe profil real și mi-a plăcut ce ai spus că, într-adevăr, și artele sunt o știință în felul lor și au părțile lor exacte. Ți-a fost greu? A trebuit să faci multe sacrificii să ajungi în punctul acesta de succes totuși? În primul rând, cred că toți definim succesul diferit. Nici măcar nu știu cum aș putea să definesc ce ar putea să însemne succesul pentru mine. Consider că, da, am muncit mult și m-am străduit mult și a trebuit să renunț la multe lucruri pentru a ajunge în punctul în care sunt. În sensul că, cred că cel puțin la început, dacă vrei să faci meseria asta serios și pe bune, trebuie să înțelegi că de multe ori trebuie într-un fel să o pui pe primul plan. Adică nu există, nu e o meserie normală în care ai job de la 8 la 5 sau de la 9 la 5 de luni până vineri, sâmbătă și duminica ești liber. Nu e așa, sunt zile în care ai 4 repetiții în locuri diferite, în București, ai un casting, ai un studio, cumva trebuie să fii tot timpul apt și pregătit pentru lucrurile astea. Și nu ai cum să fii apt și pregătit pentru lucrurile astea dacă nu te odihnești bine, de exemplu, dacă nu mănânci bine, de exemplu, dacă nu renunți poate la ieșirea aia de vineri sau sâmbătă seara, care ți-ar face plăcere cumva pentru că ai nevoie să te deconectezi uneori. Dar în același timp, tot timpul profesorul meu din facultate spunea că un actor bun se aseamănă cu un atlet bun, pentru că trebuie să ai într-un fel aceeași rigoare și trebuie să fii la fel de motivat și dedicat. E greu, mai ales în România și eu, mă rog, am avut etapa mea în care voiam să devin artistă și auzeam această vorbă pe care în continuare o aud că în România ce să faci cu arta și în mod special cu actoria? O să ajungi să fii muritor de foame și e absolut teribil. Legat de asta, ți se pare că în România vei putea duce mai departe cariera asta artistică? E un mediu propice totuși? Asta cu actoria mor de foame am auzit-o de foarte multe ori și am auzit-o și de la oameni destul de apropiați, poate și de la generațiile mai
să zic între ghilimele așa, mai vechi. Da. Care au trăit totuși niște lucruri în trecut și care nu au încă încredere 100% că actoria sau muzica poate să reprezinte o meserie valabilă din care poți să câștigi bani pentru a te întreține. Și deși nu e o meserie care trebuie făcută pentru bani, nu ai cum să te gândești vreau o meserie prin care să fac bani și să alegi actoria. Adică n-ai cum să ai acest scop și să alegi să fii artist. Desigur că este foarte important să spui și tipul ăsta de probleme, dar ce v-am zic este că eu cred că poți să trăiești din asta în România. Adică de când sunt în București, am trecut prin multe etape de dezvoltare, să zic așa, și am făcut câteva proiecte în locuri diferite, pentru că, într-adevăr, este foarte greu ca artist independent să găsești un soi de stabilitate, pentru că tu faci astăzi un proiect pentru care vei fi plătit la un moment dat, poate mâine, poate peste o lună, poate peste două, în funcție de contract. Poate este o sumă destul de mare de bani, însă nu știi sigur dacă vei la următorul casting, nu știi sigur când va veni următorul casting. Adică nu poți să-ți faci planuri foarte clare pe o anumită perioadă de timp. Da, nu există acea stabilitate specifică corporațiilor, de exemplu. Exact, exact. Asta, repet, ca actor independent, nefiind angajată la un teatru de stat în momentul ăsta, încep să mă confrunt cu acest tip de, nu le-aș numi probleme, le-aș numi situații în care cumva trebuie să învăț să-mi gestionez finanțele astfel încât să mă asigur că voi supraviețui, într-adevăr. Nu pot să mă plâng, dar da, există acest gând, această grijă undeva în spatele. Da, în subconștient. Da, da. Crezi că, poate în altă țară, în străinătate, în mod special în vest, această grijă n-ar fi existat sau e o chestie universală în lumea artei? Depinde extrem de mult de țară și depinde extrem de mult de context. Uite, am un prieten bun, Andrei Dinu, care tocmai a fost la un festival de teatru în Elveția, unde a văzut multe spectacole din afară, nu doar din Elveția, și a fost foarte impresionat de felul în care s-a simțit în contextul ăla de festival și într-un fel un soi de respect care există între artiști. Lucru care, într-adevăr, există și la noi, însă cred că fiecare țară are cumva sistemul ei diferit și cu siguranță sunt locuri unde e mai bine, unde să zicem că e poate mai ușor din anumite puncte de vedere, dar oricum meseria asta oriunde ai face, cred că vine cu anumite dificultăți. Cel mai greu e să găsești tu echilibrul tău în contextul ăla și să vezi tu cum poți să crești și să folosești la maxim oportunitățile și să treci peste momentele în care poate nu te simți respectat. Ai curajul ăsta să spui, uite, eu asta sunt, eu asta pot să fac, eu joc în proiectul ăsta pentru că, cred că trebuie să existe respect și să înțelegem că există anumite lucruri pe care le merităm pentru că muncim pentru ele și să nu avem acest sindrom al impostorului care mi se pare că e destul de des întâlnit la generația mea, de exemplu. Da, da, da. Cum de ai rămas în România? Cel puțin eu observ foarte mult la generația mea, mă rog, și la generațiile trecute, bineînțeles, dar acum eu am terminat clasa 12 și aproape toți prietenii mei de o vârstă cu mine m-au plecat în străinătate. Adică România, nu că nu au vrut să rămână, nici măcar nu era o opțiune viabilă. Cum de ai rămas? A fost alegerea ta sau... Mi-am pus problema să merg în străinătate, mai ales că îmi place enorm musicalul și sunt alte locuri în lume unde musicalul este mult mai bine dezvoltat. Într-adevăr, sunt locuri unde e foarte greu de pătruns, adică e foarte greu să intri în lumea asta, în străinătate, și cunosc mulți oameni care au fost plecați în Londra, de exemplu, și au vrut să joace în musicaluri și s-au întors cu o frustrare legată de faptul că oricât de buni erau sau consideră că erau, niciodată nu puteau fi văzuți ca ceva mai mult decât un român care încearcă să facă arta în țara lor. No. Adică, din câte știu de la oameni care au plecat, dacă nu vorbești, și este normal, adică mi se pare normal ca în momentul în care mergi într-o altă țară să-ți faci meseria, să poți să, mai ales în ceea ce privește actoria, limba este foarte importantă, adică să poți să vorbești exact cum vorbesc ei, cu accentul potrivit și așa mai departe, înțeleg lucrurile astea, dar cred că există un soi de reținere încă pentru români și pentru România și pentru cei care pleacă de aici în străinătate. Am vrut să plec, am avut acest gând, când am terminat clasa a 12, mă gândeam că mi-aș dori să plec, poate. După am decis că, nu știu, parcă ceva din mine îmi spunea că nu e momentul potrivit sau
nu simțeam asta destul de puternic încât să-mi asum un risc, să zic așa, de genul ăsta. Mi-ar fi plăcut, poate, din dorința de a experimenta ceva cumva nou și de a mă scoate din zona mea de confort. În același timp, mi se pare că e destul de grea meseria asta în România încât să mă scoate și aici din zona mea de confort. Da. Pur și simplu cred că simțeam nevoia să fac ceva aici, să ofer ceva aici oamenilor, ca poate la un moment dat să vină momentul să plec. Momentan mă simt foarte legată de România, chiar mă simt legată de România și mă simt legată de familia mea care e aici și cumva simt că momentan aici trebuie să fiu. Poate e o frică, poate mă păcălesc singură. Adică poate e un sistem de autoapărare care cumva zice nu, stai aici. Totuși, un soi de echilibru ai găsit aici în ceea ce faci în ultimii 2 ani de zile. E bine, e călduț, e... Acum, în viitorul și apropiat și îndepărtat, către ce te îndrepți? Ce planuri mai ai? Proiecte, dacă e ceva anume ce legat de care ești foarte entuziasmată? Încotro te îndrepți cu cariera, în mod special? În ultima vreme am început să fac multe lucruri. Adică, da, sunt actriță, dar cânt la pian, dansez de câțiva ani și fac dublaje, fac improvizație. Cumva, proiectele la care lucrez sunt multe și diverse. Ceea ce mă bucură, fiindcă reprezintă constant o provocare. Apropo de România și de artiști români, tocmai am scos o premieră la Linotip. Este un teatru independent din București. Este un spectacol care se numește Omen, de Arcadie Rusu, și care surprinde cumva așa niște frânturi din relația dintre Maria Tănase și Constantin Prâncuș. Este un spectacol în care există 2 performeri care dansează, iar eu cânt în acest spectacol melodii rearanjate cumva muzical de compozitorul nostru Alexandru Suciu, melodiile Mariei Tănase. Asta este ultima premieră pe care chiar am scos-o acum 3 zile și care e un spectacol care o să se mai joace. Pe lângă asta aștept cu nerăbdare difuzarea în următoarea etape de la Vocea României. Am fost într-adevăr și la Vocea României vara asta. Din nou era o experiență de care mi-era cumva frică, fiindcă îți ofer un anumit tip de expunere și deși sunt actriță și lumea ar zice că sunt obișnuită să fiu în public, de obicei când sunt pe scenă interpretez personaje, adică sunt cumva acoperită. Ori într-un concurs de genul ăla sau un context de genul ăla, ești mult mai tu, adică în momentul în care urci să cânti o melodie pe scenă, te arăți pe tine. Și asta a fost foarte interesant de simțit și gestionat. Mai sunt într-un spectacol de teatru dans la Bulandra, Burnout, făcută de Arcadie Rusu. Fac dublaje, lucrez la câteva proiecte de dublaje în acest moment. Mă aștept să vedem ce iese. Și improvizație. Am început să fac din ce în ce mai multe improvizație. Improvizație muzicală, fiindcă mi se pare că mă dezvoltă și mă menține fresh cumva în propuneri și mă obligă să fiu creativă într-un fel și deschisă. Da. Iar asta mă ajută și atunci când fac alt tip de proiecte care nu sunt pe improvizație. Ai spus de spectacolul acesta cu Maria Tănase. Și uite, chiar eu una apreciez foarte mult cultura românească, cea tradițională, lăsând latura foarte conservativă deoparte, ci portul național, muzica populară și în general obiceiurile, arta, toate, mie mi se par foarte frumoase, dar nu mi se pare că sunt suficient de bine reprezentate în cultură, artă, nici la noi, dar cu atât mai mult nu în străinătate. Ce părere ai de aspectul ăsta? Ai vrea, uite, ai zis de Maria Tănase, e un lucru pe care te axezi sau a fost o simplă întâmplare? Am primit cumva această propunere de colaborare din partea lui Arcadie Rusu, care m-a bucurat foarte tare pentru că, să fim serioși, toată lumea din România știe cine este Maria, cine a fost Maria Tănase. Este absolut impresionant felul în care cânta și felul în care putea să transmită prin ceea ce cântă. Din acest punct de vedere, a fost greu să încerc să o apuc de undeva și are multe melodii pe care le-a cântat și în limba franceză, adică se simt cumva influențele plecăriei din România și cu siguranță sunt mulți artiști români, mulți, mulți, mari artiști români care au fost mult mai apreciați în străinătate și care au fost cumva adoptați de alte țări și poate mai bine puși în valoare decât la noi.
Și sigur că sunt multe contexte în România în care, într-adevăr, poate că nu suntem reprezentați bine, poate că nu reușim să punem lumina pe ceea ce ar trebui să luminăm și pe ceea ce ar trebui să ne facă cinste, să ne bucure sau pe ce ar trebui să mai lucrăm. Dar, în același timp, Maria Tănase cred că este unul din acele simboluri ale noastre. A fost un om care a fost impresionant nu doar din punct de vedere profesional și ce făcea pe scenă, ci și din ce am citit despre viața ei personală și lucrurile prin care a trecut. În domeniul artei e foarte multă discriminare pe diverse baze, inclusiv gen. Și v-am să întreb, tu, ca și femeie, ai impresia că aici este mult mai mare discriminare decât în străinătate? Ai avut cu adevărat piedici din acest motiv, atât la nivel sistematic cât și interuman? Feminismul a început să mă intereseze enorm în liceu. Fiindcă era un concept de care tocmai auzisem, am început să-mi privesc în jurul meu și să-mi dau seama că, da, există foarte multe nereguli în felul în care sunt tratate femeile în societate față de cum sunt tratați unor bărbați în societate. În același timp, în ceea ce privește actoria, cumva, parcă întotdeauna competiția este pe sex, să zic așa, competiția. N-ar trebui să fie neapărat o competiție, adică ar trebui să avem fiecare o competiție cu noi înșine, în momentul în care mergi la un casting și dai pentru un rol feminin. Există această competiție între actrițele care merg la acest casting. Adică, din acest punct de vedere, n-am simțit neapărat discriminare. Da, mă frustra în facultate, de exemplu, faptul că mi se părea că sunt mult mai puține roluri scrise pentru femei. Dar, într-adevăr, având în vedere epocile în care au fost scrise anumite piese, e de înțeles. Cred că la noi a ajuns, într-adevăr, la noi în România a ajuns un pic mai târziu acest concept, sau a început să fie băgat în seamă, să zic așa, un pic mai târziu decât în străinătate, dar multe lucruri s-au întâmplat mai târziu la noi și cumva mi se pare că asta a devenit un soi de normalitate care nu ar mai trebui să fie normalizată. Nu m-am lovit neapărat de probleme de genul ăsta, pentru că întotdeauna am fost un copil și ulterior o tânără care era obișnuită să-și spună punctele de vedere și aveam cumva această dorință și deschidere de a lupta pentru ceea ce cred eu. Și țin minte, în liceu, uite, de multe ori aveam discuții cu, mi se părea că sunt misogin, colegii mei de clasă, țin și foarte la început, luam totul foarte personal, da, foarte da. Așa. Eram foarte vehementă în a-mi exprima nemulțumirea și asta m-a ajutat mult să mă dezvolt și să cer ce am eu nevoie și ce consider eu că merit, bazat pe cât muncesc. Și asta a estompat cumva această problemă. Din fericire n-am trăit, deci, momente foarte urâte sau rele pe tema asta, însă, într-adevăr, sunt foarte conștientă că se întâmplă. Adică nu putem să ne ascundem după deget, se întâmplă. Feminismul reprezintă un soi de egalitate între cele două sexe, într-un sens în care există reguli care ar trebui să se aplice și pentru sexul feminin și pentru sexul masculin. Și cred că mai avem până să ajungem acolo. Da, se fac pași în direcția aia. Măcar, uite, măcar discutăm despre asta. Da. Adică tu mi-ai pus întrebarea asta în acest interviu. Măi, cât îi fi știind eu la 23 de ani, poate vorbesc prostii. Poate o să vorbesc multe prostii în acest interviu. Poate o să fiu greșit înțeleasă de oameni. E foarte posibil. În același timp, dacă ceva din ce vorbim noi măcar face un singur om curios să deschidă, uite, nu o să zic o pagină de internet, că am nebunit acum cu știri false și cu... Da. Să deschidă dicționarul să vadă exact, măi, ce înseamnă chestia aia sau care e faza cu curentul ăsta. Da, da, da. Ce înseamnă el? Dacă și eu am înțeles greșit, dacă măcar un om din cei care ne ascultă are acest interes cumva și îi trezim un soi de... reușind să facem oamenii un pic, măcar un pic, să-și pună o problemă sau să conștientizeze chestia asta, eu cred că e un câștig deja și un pas. Tu resimți răni, cicatrici lăsate de regimul comunist asupra poporului, asupra sistemului, în viața ta de zi cu zi sau, uite, în domeniul actoriei și al muzicii și al artei în general? Le resimți sau și, dacă da, crezi că se vindecă sau... stagnăm. De curând am văzut un spectacol la Teatrul Național care se numește Exil.
A, da, da. Și care l-ai văzut, nu? Da, da. Mi-a plăcut mult. E un spectacol care cumva vorbește despre aceste traume transgeneraționale. Da, da. Și despre moștenirea pe care o primim de la părinții, bunicii, strămoșii noștri. Cred că a fost o perioadă care și-a pus atât de mult amprenta asupra părinților și bunicilor noștri și așa mai departe, încât pur și simplu nu poate fi ștearsă cu ușurință. Adică, deși s-au schimbat lucrurile, există reminiscențe ale acelui tip de sistem, adică niște traume izvorâte de acolo în oamenii care au trăit pe bune și au simțit opresiunea asta a sistemului. Însă, uite, acum mă gândeam că circula pe internet la un moment dat și mi s-a părut într-un fel trist, amuzant, despre faimoasa pungă cu pungi. A, da. Știi? Și se punea problema ceva de genul, zicem că am trecut peste perioada aia, tu te consideri un om tânăr care nu pune astfel de probleme, care nu mai are niciun soi de legătură cu un trecut în care n-am avut tot ce puteam să avem la un buton distanță, știi? Și totuși sunt convins că și tu ai punga cu pungi, știi ce zic? Da. Și chiar mă gândeam, măi, da, uite și eu am punga cu pungi, știi? Știu că pare un exemplu pueril, dar într-un fel e o mică codiță, cumva, o mică moștenire primită în sensul ăsta. Să nu mai vorbesc de sistemul de învățământ, care, din păcate, nu cred că s-a dezvoltat destul după perioada comunistă și dacă ne uităm un pic la sistemele din afară, acum știu și eu de prin documentare de unde știu, că n-am, chiar vorbisem că, uite, n-am mers să studiez atunci în străinătate, dar sunt la curent cu ce se întâmplă în sistemul nordic de învățământ și cum este pusă problema acolo și cum sunt gestionate problemele copiilor și ce sunt obligați sau nu să facă și ce e util sau nu e util să facă. Pentru că multe lucruri pe care le facem în școală, din păcate, nu au neapărat o utilitate. Adică poți să stai să cauți foarte adânc și să filozofezi pe marginea subiectului și să zici, da, bine, nu m-a ajutat aia la aia, dar poate undeva în adâncul meu s-a depus ceva. Da, probabil că da. Dar în același timp, eu mi-am dat seama că eu nu am deloc o educație a lucrurilor practice, în sensul în care termina studiile, sunt femeie în toată firea, înțelegi, și încă am dificultăți atunci când trebuie să mă ocup de chestiuni legate de, nu știu, facturi, să plătesc nu știu ce, să chem pe nu știu cine să rezolv, știi, adică nici măcar școala vieții, așa, știi, practică. Nici nu dau seama de unde ar trebui să vină. Da, poate că ar trebui să vină mult din familie chestiunea asta, dar în același timp e o chestiune care ar trebui mult mai discutată. Să nu mai zic de zonele astea artistice și așa mai departe. Eu mă gândesc, de exemplu, la oameni pe care îi cunosc și care s-au făcut regizori și care au mers la regie, de fapt, neavând nici cea mai vagă idee ce se face la regie, știi ce zic? Da. Pentru că dacă nu ai trăit într-un context în care să mergi mult la teatru, să cunoști mult, să vezi mult, cum, sincer, nu au trăit mulți oameni pe care îi cunosc. Adică cunosc mulți oameni care nu au fost la teatru aproape niciodată. Acum încerc să-i apropii de zona asta. Din multe puncte de vedere, de fapt, nu suntem foarte educați de sistem. Dacă nu găsești modalitatea să te educi tu singuri, să nu ești într-un context norocos în care ceilalți investesc în tine în sensul ăsta, atunci posibil să ieși un pic în pierdere pe domeniul ăsta, știi? Da. Ne apropiem de sfârșitul discuției noastre și mai am două întrebări pentru tine. În primul rând, o să începem cu negativul. În câteva cuvinte, un element cheie, ce nu îți place ție în România? Ce o problemă rudimentară, pentru că tot cred că avem, nu l-aș numi chiar pet peeve, dar în genul acesta. Deci, care este lucrul care nu-ți place ție în România? În ciuda faptului că istoria noastră e plină de momente cheie în care am reușit să izbândim, fiindcă am fost foarte împreună și uniți, cred că, din nefericire, încă există acest sentiment care planează asupra societății noastre, conform căruia e fiecare pentru el. Și cred că nu suntem destul de acolo unii pentru ceilalți. Cred că am putea să facem mult mai multe lucruri dacă am încercat să ne înțelegem mai mult unii pe alții, dacă nu am fi atât de vehemenți în a refuza
să fim deschiși și să vorbim poate despre sentimente, despre ce simțim. De ce trebuie constant să fie marginalizați oamenii care sunt diferiți de noi? Asta mă doare, pur și simplu. În mod real, asta mă doare. Mi se pare că de multe ori nu este un context sigur în care să fii cu adevărat cine ești. Și da, într-adevăr, cu siguranță nu este o chestiune valabilă doar în România. Cu siguranță e o chestiune care ne confruntăm cumva la nivel global. Dar din anumite puncte de vedere simt că sunt parcă mai adânci un pic rădăcinile aici. Asta nu-mi place, că simt că nu suntem uniți. Și uniți înseamnă și flexibili, uniți înseamnă și înțelegători și uniți înseamnă și să acceptăm că sunt oameni care nu sunt ca noi și că asta nu înseamnă că trebuie să îi omorâm cu pietre, chiar dacă poate nu înțelegem. Da, da, da. Sunt lucruri pe care, deși nu le înțelegem, nu ne fac rău. Ca să încheiem pe o notă pozitivă, ce îți place în România? La fel, așa, un element cheie care îți place ție aici. Îmi place că simt, poate și ăsta e unul din motivele pentru care n-am plecat, simt că avem ceva special, simt că e ceva aici, ce este special, pentru că mi se pare că, uite, suntem într-o țară, din multe puncte de vedere, foarte bogată. În același timp, de foarte multe ori, nu știm cum să funcționăm la potențialul nostru maxim și nu știm cum să gestionăm și să înmulțim bogățiile pe care le avem. Cred că potențialul uman de aici este unul foarte mare. Adică cred că sunt mulți oameni aici care n-au avut multe lucruri. Au suferit din multe puncte de vedere și totuși au ajuns să facă performanță. Mi se pare că sunt foarte multe cazuri de oameni care au plecat de aici și au ajuns foarte departe în ciuda tuturor așteptărilor, poate, sau în ciuda condițiilor în care au trăit. Chiar vorbeam cu un prieten regizor care a călătorit foarte mult, are și o vârstă, și a călătorit enorm prin străinătate la festivaluri, a locuit în străinătate mult și zicea, oricât de mult am plecat și oricât de mult mi-a plăcut ce am văzut în afară, e ceva aici ce e special și ce mă face să nu mai vreau să plec. Și asta venind de la un om care a călătorit mult, a văzut multe, m-a lovit așa puțin pentru că mi-am dat seama că ăsta e tipul de feeling, de sentiment pe care l-am și eu referitor la chestia asta. Că e totuși ceva special acolo în ADN-ul nostru, care gestionat cum trebuie poate să ne ducă extrem de departe. Mulțumesc foarte mult! A fost o plăcere și sper să ne revedem cât mai curând. Mult succes! Abia aștept să te văd la Vocea României în continuare. Sunt foarte încântată și mult succes în continuare. Mulțumesc mult că ai venit. Mulțumesc și eu foarte mult. A fost o plăcere. Mi-a plăcut să purtăm conversația asta. Sper să ne mai întâlnim și cu alte ocazii. Sper să existe din ce în ce mai multe ocazii și mult spor în continuare cu treaba bună pe care o faci tu aici. Mulțumesc la fel. Despre România cu sinceritate.